Alo, trezirea! Trebuie să vină banii, da? Bun venit în 2024, 1 ianuarie 2024. Și am aici o cotă de 412,80 pentru voi pe ziua de azi. Mamă, Doamne, Dumnezeule, prompterul este pregătit. Televiziunea Pontul Pariuri by Vlad Stoian continuă și anul acesta cât s-o mai putea și cât energia va mai exista. Dragii mei foarte dragi, hai să începem anul ăsta nou cu bine, hai să începem anul ăsta nou cu sănătate și cu încrederea că vom lovi niște cote importante. Ce s-a întâmplat în 2023? S-a întâmplat în 2023. Mergem mai departe cu anul ăsta și vreau să lovim cote ca în acel 13 mai pe grupul meu privat de WhatsApp, cote 1347 verde, de 10 ori anul ăsta. Exagerez. De 5 ori anul ăsta. Exagerez. De 2 ori anul ăsta. Nu exagerez. Poate ni se întâmplă. Bun venit într-un nou an care sper să fie special, măcar din punctul ăsta de vedere, să fie de bun augur și norocos, pentru că restul se anunță îngrijorător. 1 ianuarie 2024, cotă totală 412,80, 15 evenimente formează primul bilet din acest minunat anișor nou. Mamă, ce fresh mă simt, pârți. Primele 14 își dau startul la 17. În seara asta la 5 este 2 și 20 când trag eu această minunăție de clip. Am încercat să cât de cât mă trezesc. Hai să pornim în noua aventură. Ce conține biletul? Conține mare parte din venirea mormanului, cel mai complicat bilet al meu din grupul meu privat de WhatsApp. Conține mai cu seamă, fără 4 meciuri, tot restul de venirea mormanului. Da? Deci venirea mormanului pe grup este un bilet și pe ziua de astăzi format din 19 evenimente. Vouă vă dau 15 dintre ele. Acele meciuri care încep mai târziu în zi, respectiv de la 17 încolo. Restul de 4 își dau startul mai devreme, pe la 3, pe la 4 și nu ați fi avut suficient timp încât să vi-l notați în liniște și relaxare. Să intre sărmăluța cum trebuie, vinișorul, suculețul, șampăniuca, ce mai aveți voi pe acolo. Hai să ne punem pe notat. 15 evenimente. Man! Dă-ne, Doamne, anul ăsta un mare noroc să lovim dracului ceva ca lumea. Deci, așa cum am promis, pentru astea 4 zile libere, mai sunt astăzi și mâine, da? Vă ofer în continuare formula asta lungă de venirea mormanului. Să vedeți și voi cam cum arată biletul ăsta, să vă faceți o impresie și eventual să vreți să veniți pe grupul meu privat de WhatsApp, unde jucăm zi de zi 6 bilete cu măcar 2 lei. Toate sunt construite de mine în aplicația Superbet. Ar fi bine să aveți și voi cont la căcații de la Superbet. 0745 70 80 08 este un loc minunat unde să ne scriem, să ne auzim. Păi să procedăm spre biletul ăsta prim al lui 2024. Anglia Championship. Mamă, câtă Anglia! Cred că numai Anglia. Numai Anglia avem azi. Se joacă multă Anglia. Ăia nu țin cont că e anul nou. Ăia joacă. Avem toate felurile de Anglia pe ziua de azi. Mai este și o zi de... E luni totuși, nu e marți. Extraordinar. Și la final de tot trasăm toată închiderea de fermoar cu niște tenis. Din Noua Caledonie. Hai cu Anglia! Toate felurile felurite de Anglia. Tu să iei cu mine. COVID-ul e în floare. Anglia Championship. Avem așa 4 evenimente. Am notat eu aici. Sper că 4 sunt. Norwich City. Întăvăleală cu Southampton. Mergem pe GG. Ambele echipe marchează. Middlesbrough. Se vor duela cu Coventry City. Sub 3,5. Nu mai mult de 3 goluri în toată tăvăleala. Plymouth Argyle, au tăvăleală ca de foaia cu Watford. Watford, 3 plus peste 2,5. Aici mergem pe peste 2,5, 3 plus. Plymouth Argyle versus Watford. Pe urmă, Leeds închide această incursiune în championshipul englezesc în tăvăleala lor cu Birmingham City.
mergem pe 1 solist, victorie de gazd. Câștigă Leeds, vezi, doamne. Anglia, League 2, Liga a doua englezească, continuă biletul de astăzi cu două evenimente. Accrington Stanley se vor duela cu Salford City și mergem pe GG. Ambele echipe marchează. Și mai apoi Morecambe se vor duela cu Harrogate Town și punem pe bilețel sub 3,5. Nu mai mult de 3 goluri în toată lupta. Morecambe, Morecambe au tăvăleală maximă cu Harrogate Town și punem că nu se dau mai mult de 3 goluri. Sper că s-a reținut și că s-a notat. Accrington Stanley, Salford City, ambele echipe marchează. Morecambe, Harrogate Town sub 3,5. Gata și cu Liga a doua englezească, sper definitiv, da, definitiv. Mai departe tot cu Anglia mergem în National League, Liga Națională, luăm și de acolo două tăvăleli. Fylde au tăvăleală cu Rochdale și punem sub 3,5 pe bilețel, nu mai mult de 3 goluri se vor marca. După care Halifax Town se duelează cu Altrincham, Altrincham. Mergem pe șansă dublă de oaspeți, mergem pe X2, ne bazăm pe oaspeți sau pe capacitatea acestora să mențină egalitate la final de eveniment. Anglia amator, continuăm toată treaba cu niște amatoreli, Southern League, PD Central, Premier Division Central, luăm și de aici două meciuri, ba chiar trei, pentru că următoarele două vin din... dintre cele trei, așadar, următoarele două după ăsta, inițial din PD Central, sunt din Premier Division South, PD South, PD Sud, da? Premier Division Sud, da? Divizia lor Premier Sudică. Mai întâi, Southern League, da? Mai întâi să luăm segmentul ăsta de PD Central, Premier Division Central. Se duelează acolo Long Eaton United cu Barwell. Și mergem pe 3+, cel puțin 3 goluri în tot meciul, peste 2,5. Și hai să le luăm și pe astea din segmentul, segmentul de Southern League din Sud, Premier Division Sud, South. Luăm de acolo încă două nebuneli, două lupte greco-romane. Sunt așa, una dintre bătălii este, se desfășoară între Walton and Hersham și Totten. Toton, mergem pe șansă dublă de gazde, 1x, câștigă Walton and Hersham sau se termină totul într-o mare egalitate. Și pe urmă, tot din această Premier Division South, Winchester City se duelează acolo cu Gosport Borough. Gosport Borough, cum îi găsiți prin aplicații, mergem aici pe șansă dublă de oaspeți, mizăm toți banii pe capacitatea oaspeților de a câștiga sau de a menține egalitate. Gosport Borough sau egal. Gata și cu Anglia amatori Southern League, PD Central și PD South. Am zis, ne-am bătut și zbătut. Doamne Dumnezeule, continuăm tot cu Anglia. Anglia Liga 1, culegem și de aici din Liga 1 englezească încă două lupte extraordinare. Carlisle United, Carlisle, da? Carlisle United se vor lupta cu Port Vale și mergem pe 2+, cel puțin două goluri se vor înscrie în tot meciul. Și pe urmă, Northampton Town se vor lupta cu Cheltenham Town și selectăm pe bilețel o șansă dublă de gazde. 1x, mergem pe Northampton Town, pe victoria acestora sau pe capacitatea lor să mențină egalitate la final de meci. Închidem în cur siunea totală în Anglia, tot cu niște amatoreli, Anglia amatori, Northern Premier League, PD, Premier Division, mergem și în liga asta de Premier Nordică, unde se vor lupta pentru ziua de astăzi, 1 ianuarie 2024, Workington cu Bamber Bridge, Bamber Bridge. Ce punem pe bilețel? 1x, șansă dublă pentru gazde. Workington câștigă sau reușesc să mențină egalitate până la final de duel.
Gata cu Anglia, gata cu fotbal, mă doare mintea și să facem cota asta de 412.80 pentru această primă zi a anului. E nevoie de adăugarea unui meci de tenis, despre care v-am promis de la începutul biletului. Tenis din Noua Caledonie, la Numea, acolo se desfășoară această confruntare de challenger între un olandez și un ceh. Olandezul Gijs Brouwer, se scrie Gijs Brouwer, Brouwer, da? Gijs Brouwer, cum se pronunță, olandezul lui Dumnezeu, se plănuiește să câștige meciul ăsta în tăvălalea cu cehul Dalibor Zvârcina. Dalibor Zvârcina. Doamne Dumnezeule mare! Între Gijs Brouwer și Dalibor Zvârcina va fi o mare luptă din care ne alegem cu victorie de element gazdă. Câștigă olandezul, câștigă Gijs Brouwer. Gijs Gijs Brouwer, îl găsiți voi prin aplicații. Ăsta este câștigătorul pe care ne bazăm tot bilețelul. Sper să poată să câștige meciul și restul să fie verzi de meciuri din Anglia Fotbal. Să câștigăm dracului și noi la început de an o cotă de 412. N-ar fi chiar rău. Vreți să jucați cele 6 bilete ale mele din grupul meu privat de WhatsApp? Vă reamintesc neîncetat că am acest grup unde puteți să-mi scrieți. 0745 7080 08 este un loc unde putem să ne auzim în orice clipă. O zi minunată, un început de an fabulos să aveți și nu neapărat începutul de an să fie fabulos, să vă meargă bine, cu sănătate și cu succes și cu noroc și cu iubire în restul lunilor ce vor urma. Da? Să ne rugăm să fie în restul timpului din ceea ce înseamnă 2024 o minunăție de an. Pentru că așa, de startul startului, poate că nu-mi simți bine, prost, dar ce contează e ce urmează. Multă baftă să avem, aș vrea să mă laud cu cine e născut în luna de 1.000.000 de ori pe anul ăsta, să fie câștiguri peste câștiguri peste câștiguri peste câștiguri, cel puțin din grupul meu privat de WhatsApp, să vin să vă povestesc despre pup sus, pup jos, cheia, cât mai multe bilete verzi. Ce se va întâmpla de fapt, împreună vom vedea. Multă baftă, vă mulțumesc pentru toată atenția, băgați-mi și mie like-ul ăla de onoare și ne revedem cu bine și în episoadele din 2024 următoare. V-am pupat! Succes!